Bună, bună! Ce faci? Vă pup! Piece by Dallas, make it hurt. Bun, azi îi dăm spate, începem cu un ramat unilateral la cablu. Am dus o bancă, am fixat poziția, am pus-o pe scripete și cam așa arată ramatul. Două serii de încălzire și după aia probabil trei la epuizare. Am trecut la tracțiune la helgometru și o să facem un superset cu pullover la sfoară. La tracțiuni mergem 12-10-8-6 reps și la pullover o să rămânem mereu în range-ul de 8-10. Avem aici un SIBAM al României.
spate. Repede. Dă-te mai în față, ia-te mai în față. Du-te, 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 du-te acolo. Aha. Și biceps. Strânge și apoi desfă. Acolo. Am trecut la exercițiul numărul 3. Ramat multiarticular cu gantere la bancă. Mihai nu prea s-a așezat bine în general. Dacă vreți să vă așezați bine la ăsta, puneți pieptul deasupra băncii. Adică unde se termină pieptul vostru, de acolo trebuie să înceapă banca. Ca să aveți, nu, mai sus. Ca să aveți loc să ramați până sus și apoi să se întindă, să se strecească latul. Hai că e bun, m-am prins. Ciprian s-a pus prost aici, că normal trebuie să fii cu pieptul mai sus. Bun, mai facem, cred că două serii mai facem? Două serii aici și apoi mai dăm superset și apoi niște brațe. Ca bombardier, ia bagă. Așa. Deci ca să vezi bicepsul ăsta aici mai mare, să așa de plec când îl trage. Cu asta scură. Uite, se crede ca să pară brațul mai mare. Ca mitrache, așa face, așa puteți să mitrache. Da. Bun, acum pentru că Ciprian s-a apucat de brațe și m-a lăsat pe mine să fac spate, eu o să vă prezint încă un exercițiu. O să vă prezint, îl știți. Este ramatul orizontal, doar că folosim priza asta. Azi gripul sau calf row, în care o să pun încheieturile și atenție că aveți sunteți în pericol să faceți spate mare dacă faceți asta. Poziționați-o și pe să stea. Să se vadă spatele, da?